Bună, dragilor, bine ați venit pe canalul meu. Eu sunt Maria și aici vă vorbesc despre tot felul de unelte spirituale, astfel încât voi să deveniți maestrii proprii voastre vieți. Astăzi vreau să vorbesc despre o credință negativă care stă la baza procesului de vindecare, care stă la baza procesului de evoluție spirituală. Și este o credință negativă mentală, normal, este o credință negativă foarte des întâlnită și este chiar folosită conștient de maestri spirituali, de profesori, de ghidi, de coach, de ghizi, de tot felul de oameni din acest domeniu, astfel încât să stârnească frică în oameni și să îi motiveze să evolueze. Această credință negativă despre care vorbesc este aceea că nu poți evolua în viață decât prin suferință. Cu siguranță o cunoașteți, cu siguranță ne-a fost implementată încă de când eram mici, că nu poți evolua, că nu poți învăța, că nu poți trece la un alt nivel, că nu poți pur și simplu avea un proces de cunoaștere decât dacă treci printr-o suferință, printr-o traumă, printr-un necaz sau așa mai departe. Ei bine, ce vă spun eu aici pe canal de foarte mulți ani de zile este că toate acestea sunt niște reguli care au efect atâta timp cât noi le credem, atâta timp cât noi alegem să le luăm ca fiind adevărate. Aceste condiționări mentale influențează invizibil tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și ce vreau eu acum este să vă conving să renunțați la această credință negativă. Eu vreau să vă fac astăzi aici să alegeți că procesul vostru de evoluție personală, procesul vostru spiritual, care poate duce oriunde, poate duce la fericire, armonie, la o viață frumoasă, la iluminare, depinde ce țel aveți în această viață, cât de mult vreți să evoluați și încotro, vreau să o faceți fără să aveți această condiționare, acest program negativ. Vreau să renunțați astăzi la el și o puteți face pur și simplu conștientizându-l. Vreau să luați astăzi alegerea conștientă că voi vreți să evoluați fiind sănătoși, fericiți, iubiți, bogați, voi și cei din jurul vostru. Voi vreți să evoluați totul fiind bine. Puteți evolua totul fiind bine. Puteți învăța, puteți ajunge acolo unde doriți, printr-un proces natural, frumos și plin de grație, fără ca acesta să fie cu piedici în drum, cu greutăți, cu mai știu eu ce. Voi aveți puterea să renunțați la această condiționare și să alegeți acum că parcursul vostru de evoluție, de învățare, oriunde, oricât de sus ar duce el, este plin de grație și frumusețe și este lipsit de orice necaz. Așa cum am spus și mai înainte, până și maestrii spirituali sau coachii sau psihologii, toți se folosesc de acest clișeu, de această credință limitativă pentru a împinge oamenii sau a condiționa oamenii să rămână pe acest parcurs sau să aleagă o anumită cale, de cele mai multe ori. Dar eu vă spun acum că nu are niciun sens și stă în puterea voastră să conștientizați asta și să renunțați în secunda 2 la această credință. Cum pur și simplu ați realizat și faceți alegerea, spuneți fizic, aleg să evoluez prin fericire, aleg să evoluez prin sănătate, prin iubire, aleg să evoluez și să învăț în viața asta fiind fericit, sănătos, iubit, protejat. Alegeți toate aceste lucruri pentru voi și pentru oamenii din jurul vostru. Am avut această idee acum câțiva ani și cred că am mai menționat într-un video această credință care e chiar și într-un mediu în care teoretic noi ne-am eliberat de credințe negative, dar încă folosim, se pare, câteva. Dar ce mi-a făcut așa un declic a fost când am citit cartea, una dintre cărțile lui Sadhguru,
Și spune acolo că pe Dumnezeu cel adevărat îl cunoști doar în frumusețe, îl cunoști doar când ești fericit, îl cunoști doar în iubire, îl cunoști în natură, în perfecțiune. Acela e Dumnezeu adevărat. Dumnezeu adevărat nu este cel la care te rogi când ești în necaz, în nevoie. Acela este un Dumnezeu cu tendințe, nu vreau să numesc, dar știți, cu tendințe religioase, cu amprentă de frică, cu amprentă de pedeapsă, de necaz. Dumnezeu cel pe care îl cunoaștem noi este cel care este de fapt grația acestui univers. Este Dumnezeu care este și în interiorul nostru și care este în fiecare particulă din jurul nostru. Deci pe Dumnezeu cel adevărat îl cunoști doar atunci când ești copleșit de frumusețe, când ești copleșit de iubire. Uite, eu acum, în momentul în care filmez video-ul ăsta, sunt în Zanzibar și pur și simplu când mă uit la această natură, pur și simplu atunci îl înțeleg pe Dumnezeu, acum îl văd, acum înțeleg ce este Dumnezeu cu adevărat și simt ce este Dumnezeu cu adevărat. Deci așa și voi, la asta vreau să aspirați. Vreau să aspirați să-L cunoașteți pe Dumnezeu prin aceste momente de frumusețe sublimă, prin aceste momente de grație, de perfecțiune, pentru că acela este Dumnezeu cu adevărat. Sper că v-a plăcut video-ul de astăzi. Vă încurajez, dacă rezonați cu acest subiect, vă încurajez să vă uitați la cursul meu de 21 de zile, de la ordinar la extraordinar, care atinge fix aceste subiecte și vă duce într-un parcurs foarte natural și foarte progresiv de la o viață trăită în automatism mental, în credințe negative sau mai știu eu ce, și vă duce în 21 de zile astfel încât să eliberați energiile trecutului, să învățați să intrați în prezență, să cunoașteți acea scânteie divină, acea esență divină din care puteți trăi fără să fiți copleșiți de minte și emoții, și mai apoi ne ducem postura de creator, de creator atotputernic, de proiector al acestui univers din jurul nostru. Vă las toate detaliile în linkul din descriere și o să vă rog să vă abonați la canalul meu dacă v-a plăcut acest video. Vă mulțumesc foarte mult și luați astăzi decizia. Pur și simplu, spuneți acum, închideți video-ul și spuneți răspicat: aleg să evoluez în această viață, fiind sănătos, fericit, iubit, bucurându-mă de abundență, fiind în siguranță eu și cei dragi mie. Aleg să-L văd pe Dumnezeu și să-L cunosc pe Dumnezeu prin frumusețe, iubire și armonie. Și aleg să învăț în viața asta, fiind întotdeauna în armonie cu Universul. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o viață magică!